manual, nu forță. Am adus câteva nume mari, câțiva oameni mari, deși sunt mici, o să-i vedeți. Ne bucurăm să împărtășim această zi minunată împreună cu dumneavoastră. Iată că în 1917, spun statisticile austriece, undeva la 35% din populația Bucovinei dispăruse. Și cu toate acestea, astăzi, în 2016, putem să sărbătorim Ziua Națională a României împreună. Pentru mine asta este o dovadă că Dumnezeu există. Și vă doresc o audiție plăcută. Așadar, mulțumim Institutului Cultural Român, domnului președinte Radu Voroianu, și invităm în scenă hora de la Vlăsinești, de la Botoșani.